Bine am regăsit, bună seara, aici la noi este seara. Vreau să încep această prezentare cu două afirmații. Prima, jertfa lui Isus nu face sens în context modern. Rudolf Bultmann, faimosul teolog german, spunea că este imposibil să te tratezi într-o clinică modernă, să zbori cu un avion, să faci parte să fie subiect al unui sistem politico-juridic modern și să accepti noțiunea că un om poate muri în locul tău pentru păcate care ele în, în, înșile, sau însele, însele, da, nu fac sens pentru mintea omului modern. Jefa lui Iisus face sens numai în contextul interfaței mitologice prin care antichitatea privea lumea și în contextul în care a prezentat-o Pavel. În al doilea rând, deci aici, ca o paranteză, începând de la Augustin, trecând prin Evul Mediu, Ellen White, dacă vreți, lumea victoriană, trogii au încercat să găsească o justificare a lui Isus, care să fie logică și rațională. Și, mă rog, justificarea cea mai... Justificarea clasică e cea lui Augustin, că o dreptate infinită ca a lui Dumnezeu, of fiind ofensată, implică pedeapsa pe măsura ei. Adică un copil care abia s-a născut, n-a făcut nimic, dar este ofensă la dreptatea infinită a lui Dumnezeu și de aceea trebuie să ardă în iad. În general, cam toate justificările, toate raționalizările lui Iisus au fost construite pe ideea lui e, Augustin, care nu trebuie să faci un efort foarte puternic ca să-ți dai seama că este monstruoasă însă așa cum am spus Pavel a prezentat această jertfă într-un context mitologic care era încă foarte puternic în secolul I și pe care creștinismul nu numai că l-a folosit dar creștinismul a făcut o schimbare în această mitologie și motivul pentru care Augustin trebuie să caute o raționalizare a lui Isus este pe, pentru că Pavel a reușit ceea ce filozofii nu reușit să le sute de ani, anume să rupă, cumva să, să spargă puterea acestei mitologii a sângelui asupra minții umane. A doua problemă care vreau să o spun și care arată cât este de de deci ce este important să zicem și Vechiul Testament și creștinismul, este că odată cu demisia creștinismului ca explicație autorizată a vieții, Ceea ce s-a întâmplat este faptul că aceste vechi mitologii, deci mitologiile acestea fără Cruce, sunt încă în subconștientul nostru. Și teologia crucii este un, un mod de a le reinterpreta și a distruge forților, a, mă rog, a îmblânzi forțelor destructivă. Aceste mitologii, așa cum am explicat la trecută la capitolul și bolet, se află în inconștientul nostru și sunt sursa conflictelor sângeroase între noi. Aceste mitologii au renăscut lumea modernă. Și așa se face că lagărul de concentrare este, de fapt, paradigma politicii moderne. Noi trăim în epoca lagărilor de concentrare și uh, această paradigmă poate să fie neutralizată în mare măsură prin eforturi de democrație democrație și prin eforturi politice sau poate fi folosită în sens totalitar, dar este prezentă. Și noi reintrăm într-o epocă în care viața este supusă distrugerii iraționale și uh, necondiționate. Uh, așa că pentru a înțelege, uh, pentru a reg regăsi relevanța creștinismului în context modern și pentru în același timp, a înțelege aceste forțe, care se îndreaptă împotriva vieții, ca niciodată în istoria omenirii. Vreau să vă propun să ne întoarcem la analiza acestor forțe în contextul Vechiului Testament. Dar o să mă ajut de o afirmație a lui Aristotel în politica, Aristotel considerându nu un om care a propus idei politice, ci mai degrabă că ca unul care a creat știința politică a Antichității și această știință politică a Antichității, ca orice știință politică, Vreau să spun nu ca orice utopie, ci ca orice știință politică. Îi pleacă nu de la ceea ce ar fi de dorit, cum este, să zic, Republica lui Platon Este o utopie. Dar Aristotel pleacă de la realitățile care există și le explică în mod științific. Și Aristotel face o distinție principală care e foarte clar că a dispărut odată cu victoria Teologiei Crucii și care nu se mai face explicit, dar este implicită în gândirea politică modernă. Anume, distinția dintre Zoe, viața necalificată, și Bios, viața la care a fost aplicat Logosul. Zoe este viața, în general, iar Biosul este viața în contextul polisului. Este viața omului care are drepturile cetățeanului și obligațiile cetățeanului. Noi proiectăm asupra Bibliei, acum, așa cum am spus, în timpurile moderne. Noi avem o noțiune numită respect față de viață și drepturile omului. Noi considerăm, cum spune Declarația de Independență de la 1776, că orice om are de la Creator dreptul natural la viață, libertate și căutarea fericirii. Ideea a dreptului natural, dreptului omului, a fost susținut atât de Revoluția Americană, cât și de Revoluția franceză. Și ceea ce este interesant este că mai întâi Revoluția franceză, uh, care pe lângă drepturile omului a adăugat drepturile și obligațiile cetățeanului, care practic anulează drepturile omului, la rog, în Statele Unite niciodată nu a fost aplicat cu adevărat principiul libertății de, 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 principiul de de independență al drepturilor de naștere. Și cel mai, cea mai bună dovadă este situația negrilor sau a indienilor sau a imigrațiilor irlandesi, să zic, în, sau italieni sau catolici în America în secolul XIX, dar mai ales a negrilor. Însă, la data aceasta, e interesant că conservatorii care sunt, sau neoconservatorii, mă rog, eu mă consider un conservator din punct de vedere politic, dar uh, prefer înclimearete spre stânga decât spre neoconservatorism, care mi se pare că este uh, o monstruoasă distorsionare a conservatorismului americană. Neoconservatorii sunt cei mai vocali în a face distinție între drepturile născute pe care le revendică și spun că ei sunt adepții drepturilor de la Dumnezeu, de aia sunt adepții religiei, nu de la stat. Dar ei sunt cei mai, cei mai din punct de vedere practic, ei sunt primii care să facă diferență între drepturile mexicanului care a le gardul și dreptul celui care este naturalizat sau născut în Statele Unite. Și dreptul în războiul împotriva terorii, a face diferență între drepturile cetățeanului și drepturile inamicului combatant sau necombatant, sau acelui care se află pe terenul unei țări, care nu este război cu America, dar, mă rog, este oarecum război rece ideologic sau religios cu America. Și aici este foarte clar că ne întoarcem la distinția antică a, a, dist, a, între bios și zoe. Dar retoric, noi susținem astăzi dreptul la viață și respectul față de viața a oricărui om din naștere și respectul față de orice formă de viață. Și atunci și din Vechiul Testament, avem o problemă aici, pentru că um, acest respect față de viață în niciun caz nu este din Vechiul Testament. Și problema noastră nu este că în Vechiul Testament nu există respect față de viață. Asta este ceva care mi se pare normal. De așteptat la Vechiul Testament. Sunt cont de caracterul foarte vechi, de aici și valoarea Vechiului Testament. Extrem de vechi, preistoric al religiei Vechiului Testament, dar mai ales ținând cont de caracterul neevoluat al Israelului față de alte popoare. Dar noi încercăm să proiectăm dreptul la viață asupra lui Dumnezeu și asupra legilor Vechiului Testament și respectul față de viață, asupra Pruncea șasea, de exemplu. Care se referă doar la cetățean și la cel de parte bărbătească, bineînțeles. N-are niciun caz de a face cu orice om și, în niciun caz, cu viața animală. Și de aici confuzia care se naște, și din Vechiul Testament. Vreau să încep de la Geneza. Un prieten din numit Eugen, m-a întrebat la școala de sabat cum explic eu, Roman, capitolul 8, care se spune că firea suspină și Durele nașterii, că a fost supăzut de șertăciunii și așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, ideea implicată de Eugen era că până acum șase mii de ani, când a mușcat Eva dintr-un fruct din care mânca șarpele, mușca și mesteca șarpele, bineînțeles, că după aceea șarpele s-a apucat să Se pare că ceea ce nu știu nici frații noștri victorieni, întârziați, nici antichitatea ebraică este că șarpele nu mănâncă, ci în, când mănâncă înghite, nu mestecă. Și bineînțeles că mănâncă țărână. Dar lăsând acest, la o parte acest aspect zoologic, pe care nu-i interesat tocmai că nu avea respect față de viață în general, uh, uh, Eugen, mă rog, că înainte ca femeia aia să mănânce din mărul ăla pe care l-a dat un șarpe, uh, care vorbea cu gura plină de, de mere, și începe să vorbească ca mâncat din măr. Înainte de asta nu existau nici găuri negre, înainte creștea iarbă pe Marte, creștea iarbă luna avea lumină proprie, mă rog, nu existau găuri negre care înghit galaxii, nici stele neutronice care emit fascicule alfa, care mătură orice formă de viață, o întâlnesc în cale pe distanță de zeci și poate chiar sute de ani lumină, tăști tectonice, tsunami-uri, asteroizi în sistemul solar, Uh, toate acestea nu existau. Și ferește că, ca și om modern, mi-e greu să accept această vizie mitologică. Dar, pe de altă parte, uh, ceea ce am spus de Eugen, l-am pe Oxigen, că spunându că este prea scurt timp la lecțiune să explic uh, ideea căderii și ce spune Pavel. Bine, Pavel se referă la o idee mitologică. Și această idee mitologică este importantă, fiindcă este formativă. Și unul din scopurile jertfelui Iisus este trebuie să anuleze această mitologie formativă, forța acestui mit formativ. E, și care este ideea? Dacă mergem la Adam și Eva, îi vedem pe amândoi într-o postură idilică, de natură perfect împăcată cu ea însăci, în grădina Dar sunt două lucruri la Adam și Eva care ne pun semn de întrebare. De ce ține Moise neapărat, spune că erau goi și când nu era rușine? Hai să lăsăm veșmântul ăla de lumină cu care am îmbrăcat uh, pudica femeie victoriană, care nu putea să-și imagineze pe Adam și Eva goi. Uh, Eva erau goi și nu era rușine. Deci erau goi. Și dincolo de așa, nu aveau cunoștința binului și răului. Nu erau sub lege, de fapt. Nu erau, în ciuda faptului că noi încercăm să arătăm că Adam și Eva au, au păcătuit printr-o călcare de lege. Trebuie să recunoaștem că Adam și Valtram nu erau sub lege. Nu aveau fiindcă aveau croșința binelui și răului. Chiar și Pavel spune în Roman, capitolul 5, că oarecum călcarea de lui Adam a fost unică și ceilalți n au păcălit printr-o călcare de lege, ca lui Adam. În sensul că a fost o călcare de lege dacă vreți a cuiva care nu este sub lege și chiar prin călcarea aceea intră sub lege. Dar întrebarea este ce sens are căderea în acest context de ce sunt Adam și Eva goi? Și de ce Adam și Eva nu sunt sub lege, nu au cunoștința binului și răului? Pentru că Adam și Eva nu sunt bio, ci sunt zoe. Zoe fără logos. Este viață animală, viață necalificată. Și în contextul acestei vieți necalificate, toată natura este, are, toată natura sau viața necalificată nu este blestemată. Este, este egală, are drepturi egale, să zic, la existență, de aceea nici nu există predație. Bun, în momentul când Adam și Eva au cunoștința binelui și răului și sunt îmbrăcați, în acel moment Adam și Eva au o viață calificată și această viață calificată trebuie să fie muritoare, în sensul că ceea ce le dă lor valoare nu este faptul că sunt vii, Uh, nu e binecuvântarea inițială dată oricărui lucru viu, crește și mulțiți Ceea ce le dă valoare este legământul, uh, este statutul lor de locuitor ai unui, de membri ai unui trib, de membri ai unei religii, legământul cu Dumnezeu, de membri ai unei familii, relațiile care de putere între bărbați și femeie. Apoi, uh, aceasta implică un conflict cu lumea uh, cu viața, în general. Conflictul între Bios și Zoe, chiar dacă în, 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 nici în, în Biblia ebraică, nici în Septuaginta nu apare distinția asta făcută de, de Aristotel. Ea este instrumentală ca să înțelege ce se întâmplă, că de și folosit Aristotel. Deci conflictul între Bios și Zoe este conflictul între femeie și șarpe. Mă rog, femeia fiind prin excelență intermediară între Bios și Zoe, între viața naturală și viața calificată, pentru că femeia este mama celor vii. Și șarpele este, în momentul când se spune șarpele blestemate, este deasupra tuturor viețitoarelor pământului. Practic toată viața este sub blestem. Acum aș vrea să atrag atenția la altă distinție foarte subtilă și veche, ancestrală, că nu există, de fapt, în, în lumea antică, și asta e ceva ce vine din preistorie, probabil, nu există distinție clară între blestemat și sacru. Uh, cum este cazul, să zic, la popoarele primitive din Polinezia, uh, tabul, care este ceva și blestemat și sacru în același timp. Așa să zic, distincție nu există. Uh, șarpele este blestemat deasupra tuturor viețuitorilor câmpului, în sensul că, practic, în blestemul șarpului se compinde blestemul întregii vieți. Odată ce omul devine uh, viață calificată, viața necalificată, devine sacră, adică devine blestemată. Și Există un conflict între bio și zoe, care este reflectat în, în conflictul dintre femeie și șarpe. Ei bine, aceasta este vanitatea sau atunci la care a fost supusă viața sau creațiunea de care întreba Eugen. Și e foarte clar că moartea lui Iisus anulează de drept acest blestem. Și vom vedea de ce. E foarte important. Dar nu există o anulare a lui de facto. Și revenirea lui Isus sau, mă rog, împărția slavei este anularea aceasta de facto. Acum aș vrea să spun că în tot contextul mitologic care privim aceste lucruri, sunt lucruri de importanță vitală pentru omenire. Și așa cum am spus, inconștientul nostru este încă înrădăcinat în mitologia care, mă rog, are vechime probabil mult mai veche decât antichitatea cunoscută din de decât de istoria, are rădăcini preistorice care merg foarte, foarte adânc. Dar, în general, în Antichitate, ca să spun așa, există acest conflict între viața necalificată și viața calificată în trib, polis, legământ, religie și așa mai departe. Și Există o lege arhaică în dreptul roman care le-a dat mult de furcă și chiar la juriștii romani din perioada clasică, contemporan cu Pavel, și acesta este statutul homo sacer, care înseamnă omul sacru. Dar legea spune așa că homo sacer este omul pe care orice îl poate ucide, dar nu poate fi adus ca jertfă. Deci, în un într -un sens, jertfa rituală adusă în mijlocul tribului sau al polisului sau pe altar sau la templu, este o jertfă uh, calificată. Pe deci, când homo sacer poate fi omorât, dar nu a adus ca jertfă. Însă el este sacru și tocmai fiindcă sacru poate fi omorât de oricine. Și de ce poate fi omorât? Pentru că, de fapt, el este viață simplă, viață necalificată. Conform doctrinei lui Aristotel, singurul, singura la care puteau apela juriștii romani. Bun, aici este ceva, ceva cu implicație foarte, foarte, grave în timpul, în, epoca post în care trăim. Dar, întorcându-mă la Geneza, observați că după căderea în păcat după ce Cain uh, este blestemat, devine homosacer, cu alte cuvinte, e blestemat și sac în același timp. Cain se plânge că oricine îl poate omorî. Și el nu îi poate fi omorât de oricine pentru că l-a omorât pe Abel. Nu le pasă altora că l-a omorât pe Abel. Nu știu ce s-a întâmplat pe mine lui Avram. Ferește că Pământul este păpărat aici. Altă bătaie de cap, altă durere de cap pentru, uh, pentru frații noștri care uh, uh, încă n-au uitat lecția de la măsuță și cartea de colorat însă e, Biblia are o problemă să implice că pământul este populat. E, și e, ceea ce dă statut uman de fapt familiei lui Adam și urmașilor săi nu este viața necalificată ci viața calificată prin e, legământul lor cu Jehova, sistemul de jertfe, religia și așa mai departe însă Cain e, în momentul când este gonit, fugar pe fața pământului devine homosacer devine omul pe care oricine îl poate omorâ și nu poate fi adus ca jertfă. De fapt, în mitologiile nordice, acest statut este luat de werewolf. De, cred că vârcul la cu românește, dar un cu cap de lup. Care este o persoană, o ființă, o creatură mitologică care trăiește în afara cetății, dar și la marginea pădurii, între pădure și cetate. și Care e un coșmar pentru, pentru oameni, dar în general banditul când este prins, banditul de fapt este identificat ca poziție cu, cu vârcolacul, cu werewolf-ul și când este executat banditul la popoarele germane sau vechi celtice, este ajutat într-un sac cu un cap de lup și e considerat om cu cap de lup. Deci aici vorbim de homosacer și Caină devine un astfel de homosacer pe care o ce nu poate să ucidă, fiindcă este viață, nu fiindcă l-a pe abia, nu fiindcă l-a viață ci fiindcă el este viață necalificată. Și Dumnezeu, ca să-l salveze pe care îi dă un semn, mulți își bat capul să înțeleagă ce este acest semn, dar faptul că Cain are un semn, așa cum Adam și Eva au hainele, un semn distinctiv, înseamnă un anumit statut social. Și acest statut social îl protejează pe Cain ca să nu fie omorât și Cain apoi devine, mă rog, fondatorul civilizației. Dar aici este ceva destul de, de. este ceva mai adânc decât pare la prima vedere. Anume, faptul că omul, ca să fie protejat, ca să nu fie omorât, trebuie să aibă un semn distinctiv. Ca acest semn de ca acest semn de haină, ca acest semn este un toiac pe care îl poartă în mână. El, el este calificat să trăiască. Acum, aș vrea, probabil că mulți vor spune, nu, Doamne, pei, tu nu ai înțeles că legea veche a lui Dumnezeu era ceva care dea oricărui om valoare. Hai să -l luăm puțin, înainte de a merge la alte aspecte, hai să luăm cu aspectul cel mai domestic, cel mai blând. Legea cu privire la sclavie. Când un bou în, în, omoară un om liber, un boc și stăpânul știa că bou-l împunge și bol omoară un om calificat, bios. Stăpânul trebuie să putească cu viața lui. Dar dacă bol omoară un sclav, stăpânul trebuie să plătească prețul sclavului. O altă problemă care, cu care totdeauna încerc să-i provoc pe, pe prietenii și mei uh, a entuziaști ai cărții de colorat, unii cu cultură teologică foarte vastă, e pe limba nume, dar nu spun acum, este acela că dacă cineva bate un sclav și sclavul moare imediat, stăpânul, uh, 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 să, și sclavul moare imediat, stăpânul trebuie pedepsit și nu se spune cum. Nu se spune cum. Nu cu moartea. Dar dacă sclavul moare peste câteva zile, stăpânul nu trebuie pedepsit pentru că este argintul lui. Deci ceea ce dă calificarea sclavului, ceea ce dă dreptul lui, că sclavul are niște drepturi, să nu uităm, sunt niște drepturi ale sclavului, inclusiv aceea că nu poate fi omorât așa la discreție. Dar deci ce ce îi dă calificarea este că el este o parte din familia stăpânului. Și în ultima instanță el este proprietatea stăpânului, la fel cum femeia este proprietatea soțului sau fica este proprietatea soțului și aceasta le dă lor statutul în, în trib. Aceasta le califică, califică ca viață calificată. Dar uh, deja observăm că uh, dreptul la viață și dreptul, uh, ca să nu mai spun, dreptul uh, citând sau parabrazând cum vreți uh, declarația de independentă la viață, libertate și căutarea fericirii, este, Nu este ceva ce vine natural prin naștere, că te-ai născut, ci este dat în contextul unui legământ cu caracter civil, religios. E bine, ceea ce caracterizează Vechiul Testament acum, față de alte popoare. Ceva ce probabil că vine din vremuri foarte barbare și din mitologia semitică preistorică. Probabil ceva foarte, foarte vechi. Nu e cazul să amintesc acum, dar în Israel s-au găsit uh, rămășițe de Homo sapiens mai vechi decât Out of Africa. Deci vechi de vreo de mii de ani. Care bineînțeles că sunt corcite cu neanderdal. Însă uh, să nu ne mir că există acolo niște uh, legende, niște mituri foarte, foarte vechi. Și cumva se pare că evreii au avut dreptate când au spus că ei au păstrat ceea ce este foarte vechi, Adică ei au păstat religia, religia primară a omenirii, cultul lui Iahve. E bine, ceea ce caracterizează acest cult al lui Iahve este că viața necalificată trebuie adusă jertfă lui Iahve. Eu nu mă refer aici la, 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 la jertfa care duce la Templu, că aceasta este calificată implicit. Ci mă refer la ceea ce este viața necalificată. Anume, de exemplu, când o cetate, unei cetăți îi să ia uh, dreptul ei de a exista. Dreptul de a exista unui triba, unui popor, în Vechiul Testament este dat de apartenența la genealogia lui Noe. Sem, Ham și Afet. Și vedeți că și Ham are dreptul la existență. Să nu înțelegem că Biblia refuză dreptul de existență al lui Ham. Dar Ham are dreptul la existență din Clodenil în Egipt. Nu are dreptul la existență în Canaan. Sau, mă rog, are dreptul la existență în, Fenici în, în Fenicia, fiindcă Fenicia e prea puternică, probabil, ca să fie cucerită. Dar, cert este că Ham n-a niciun drept să existe în Canaan. La fel, la fel, a, a, a fiii lui Lot, care au și din relația incestoasă între Lot și fiicele lui, nu au nicio calificare pentru a exista. Mă rog, dacă vreți, dreptul cetățenești nu poți să aibă. Nu, nu, așa cum într-un sefeu modern să zic un clon uh, are o problemă că, sau o ființă transuman, transumană, nu are dreptul să existe, pentru că uh, nu se califică prin nașterea dintr-o tată și mamă și așa mai departe. Uh, la fel uh, urmașii lot nu au dreptul să existe și mai ales este vorba de Amalec, care trebuie nimicit. Ori de câte acestea sunt nimicite, ele sunt jertfite Domnului. Și viața necalificată este jertfită Domnului. Acesta este motivul principal pentru care au locat atunci în Vechiul Testament. Vom continua această data viitoare pentru întrucât uh, sunt limitate de noul, nou, noul regim uh, de, de pe Oxigen 2, uh, de lipsă din motive pe care pot fi bine înțelese. Așa că vom continua data viitoare. Vă mulțumesc și la revedere până data viitoare.